Vă prezint în imaginile următoare procedura de instalare a sistemului CIS pe modelul de imprimantă Epson SX425W. Pentru început, vom porni imprimanta. După care vom ridica unitatea scannerului, capacul imprimantei. În acest moment, imprimanta ne cere introducerea cartușelor. O vom deconecta de la sursa electrică. După care va trebui detașat capacul carului de printare. Pentru detașarea acestui capac vom avea nevoie de o șurubelniță cu ajutorul căreia vom detașa piesa de susținere a capacului situată în partea dreaptă. După cum se poate observa, vom roti ușor șurubelnița până când această piesă va ceda. Și ne va permite extragerea capacului. Vom împinge carul de printare în partea dreaptă, la maxim. După care vom coborî cartușele în interiorul imprimantei, prin centru și le vom scoate spre partea dreaptă. Tragem carul de printare înapoi în poziția de introducere a cartușelor. Vom coborî cartușele în carul de printare ușor până când acestea se opresc. După care le vom presa cu puțină forță pe această zonă. După care vom presa inclusiv clemele acestor cartușe pentru a ne asigura că acestea sunt fixate corespunzător. Vom împinge carul de printare din nou în partea dreaptă. După care vom folosi clema de fixare a furtunașelor pe care o vom atașa pe lateralul carului de printare.